primul rând vreau să felicit pe domnul primar pentru asemenea inițiativă și pentru faptul că a avut forța și tenacitatea să ducă până la capăt acest proiect și astăzi să-i tăiem panglica inaugurală, pentru că asemenea așezăminte sunt necesare în orice oraș civilizat. Domnul primar, prin eforturile sale, a adus Dorohoiul la dimensiunea unui oraș civilizat european, iar acest centru, care se adresează copiilor cu nevoi speciale, este foarte important și înțeleg că va fi în pregătire un alt proiect adresat părinților copiilor cu nevoi speciale, care la rândul lor vor fi informați, vor lua cunoștință cu boala copiilor lor și la rândul lor acasă vor încerca să aplice ceea ce au învățat aici în acest centru copiilor și le vor înțelege nevoile și însăși comunitatea va înțelege ce înseamnă o problemă a unui copil cu nevoi speciale și va avea toleranță, iar pentru copilul cu nevoi speciale această instituție îi va aduce acel plus de demnitate pe care orice om poate să o aibă într-o comunitate și trebuie să o aibă.